La Popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția! TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa 7, numărul 1, telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Știi în cât timp se descompune gunoiul? Sacoșe de cadou din hârtie, între 2 și 5 luni. Coaja de portocală, 6 luni. Pachetul de lapte timp de 5 ani. Pungi de plastic, între 15 și 1000 de ani. Conserve din aluminiu, între 80 și 100 de ani. Obiectele din sticlă și din plastic, niciodată. Aruncate la întâmplare, aceste deșeuri pot fi înghițite de animale, provocând moartea acestora, poluează grav mediul și duc la creșterea cantității de gunoi depozitate la rampa ecologică, umplerea lor rapidă și implicit crearea unora noi. Vrei ca pământul să arate astfel în viitor? Vrei să lași asta copiilor tăi? E simplu, colectează separat. Seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere, orele 19, televiziunea Tele3, așa cum v-ați obișnuit deja. Băieții buni, sunt alături de dumneavoastră și începem emisiunea interactivă pentru a încerca să identificăm soluțiile la problemele care ne confruntăm și noi aici și dumneavoastră acasă și cei care sunt plecați în alte părți pentru a-și câștiga în mod onorabil un nivel de trai. Și împreună să ajungem la un consens, ca să spun așa, atât din punct de vedere politic și din punct de vedere economic, pentru o dezvoltare mai viabilă și cât se poate de sustenabilă, ca să-i spun așa, a municipiului Târgu Jiu și a județului Gorj, și în limitele momentului actual, dacă stăm și ne uităm la cum arată în momentul de față Târgu Jiu și județul Gorj. Oameni care cunosc mult mai bine aceste aspecte sunt consilierii municipali ai Târgu Jiului, care avem invitat astăzi seara în studio alături de dumneavoastră, doamna Daniela Grădinaru, Mișcarea Populară. Bună seara, bine ați venit! Bună seara noastră și celor care ne privesc! Și din partea Partidului Național Liberal, domnul Eduard Berca, bună seara și noastră, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și împreună cu distinșii noștri telespectatori încercăm să facem o radiografie de vacanță, așa cum au afișat colegii mei Bortiera. Ca să spun așa, toată lumea e plecată, unii sunt la mare, alții sunt la multe, alții sunt la țară, fiecare este ocupat cu mai multe activități de divertisment și agrement. După aceea vine 1 septembrie și ne intrăm în pâine cu toții, noi încă suntem pe metereze aici și vom încerca împreună cu dumneavoastră să vedem ce mai putem face pentru orașul lui Brâncuș, ca să-i spun așa. Mai este orașul Brâncuș, doamna Grădinaru, domnul Berca, sau e mai degrabă orașul Cârciumaru? Orașul Brâncuș va fi totdeauna, cel puțin e pentru... E scriptic, așa, la nivel de imagine publică, la imagologie publică, dar din punct de vedere al puterii,
nici nu vreau să glumesc cu un astfel de subiect. Deci, bineînțeles că e orașul lui Brâncuș, dar, din păcate, am căput pe mâini proaste, ca să spun așa. E o variantă. Da, păi asta este realitatea. Pentru că cred că am obosit să mă tot repet, să spun că vedem coloana doar în campanie electorală pe niște benere de candidați. Eu nu știu dacă se poate folosi la acest mod în ideea în care nu văd plase cu Brâncuș, nu văd pixuri cu Brâncuș, nu văd alte obiecte cu Brâncuș, n-aș vrea măcar să nu le mai văd nici în campanie pe bannerele politicienilor. Doamna Grădinaru, asta nici nu o să le vedeți decât în campanie electorală, pentru că în prezent vedeți cum cade tencuiala de pe blocuri, pe mașini și aproape în capul oamenilor. Nu s-a întâmplat asta și undeva în centrul orașului. Da, am văzut ceva, nu știu exact blocul, am văzut că e neanvelopat, probabil urmează să fie anvelopat. Referitor la anvelopare, am și o veste mai tristă, așa, apropo de Consiliul Local. Printr-un proiect s-a aprobat o majorare pe buzunarul cetățenilor la anvelopare blocurilor, fiind necesari pentru un împrumut pentru partea de finanțare a stadionului. Acum, nu știu cât de mult o să-i bucure, o să-i întristeze. Ce nu știu cu certitudine e dacă e la cele care urmează să se anvelopeze sau cele care deja se stabiliseră prețurile. Îi va bucura pe cetățenii această inițiativă, domnul Berca? Eu am spus că dacă votul nostru sau al meu nu contează în Consiliu ca majoritate, cel puțin asta am să pot să fac, să spun despre anumite lucruri care mi se par în regulă. Asta în ideea în care noi, fiind în prima ședință de Consiliu, s-a făcut această rectificare bugetară și nu-i numai pentru asta, deși înainte de alegeri s-au mai făcut 2 sau 3 rectificări bugetare în 2 luni. Deci cam dese mi se par. Nu cunosc administrație foarte bine, dar atât cât înțeleg contabilitate și eu spun acest... cofinanțarea se ajută din buzunarul cetățenilor și ei trebuie să știe lucrul ăsta. Nu zic că nu trebuie să avem stadion, trebuie să avem stadion, dar trebuie să fim transparenți. Păi acolo în Consiliul Municipiului Târgu Jiu, din câte văd eu, domnul Berca, opoziția face mai mult act de prezență decât are drept de veto, pentru că păi, îi l-a suspendat domnul Cârciparu drept de veto. Nu este așa, nu știu cum a fost înainte, știu că într-o discuție la o altă emisiune împreună cu colegul, cred că tot la noastră, era și dumnealui așa puțin sceptic că lucrurile vor merge la fel. Eu n-am sentimentul chiar că e unanimitate. Referitor la discuția care am avut-o și înainte de emisiune. Poate să confirme sau să infirme dacă spun. Deci chiar se discută principial și vrem răspunsuri. Vrem motivații. Păi nu vedeți, domnul Berca, că dumneavoastră sunteți la a doua legislatură, dacă nu mă înșel, nu? În Consiliul Municipiului Târgu Jiu. Vedeți că faraonii ăștia, efectiv, tot ei sunt, mimează doar o transparență, o democratizare a deciziilor luate în Consiliul Local. Într-adevăr, nu mai au majoritatea confortabilă care o aveau în legislaturile precedente, dar deocamdată vorbim de aceiași faraoni care se află în vârful piramidei deciziei politice. Așa este, da. Inițiativele vin tot majoritatea lor până acum. Da. La mandatul trecut, toate au fost inițiate de Florin Cârciumar. Acum am reușit și noi, cei din opoziție, să inițiem un proiect și să și trecem. Nu știu la ce face referire doamna Grădinaru legat de anvelopare și stadion, pentru că nu prea au treabă una cu alta. Deci sunt articole bugetare separate, distincte. Dacă e vorba de cei 2 miliarde jumate, ea sunt pe echipa de amar. Aproape 5 miliarde. Prin rectificarea de buget? Da, au fost printre primele proiecte. Dacă acum, că din secțiunea de dezvoltare, nu e strict ce spuneți noastră, pentru că secțiunea de dezvoltare e mult mai... mai larg, referatul atașat proiectului de hotărâre spune exact ce am spus. La rectificare? Da.
nu mai rețin, dar nu prea merg una cu alta, în sfârșit. De asta am sesizat și eu, păi, s-a părut că nu prea merg, dar ne mai uităm o dată pe documente. Că e o chestie care se leagă strict de speța asta. Ce să zic, noi ce putem face acolo este să ne facem datoria față de oameni, sau cel puțin eu unul asta încerc și mă exprim în modul ăsta de fiecare dată când am pozitatea și cu colegii și în ședința de comisie și în fața telespectatorilor. Și dacă constat că sunt lucruri inadvertențe, eu știu, derapaje de la lege, vin și le aduc în atenția și în conferințe de presă și în acțiuni publice și în acțiuni legale. Da, am avut lucruri care le-am sesizat, nu s-au rezolvat și am acționat în instanță, în instituția primăriei, în mandatul trecut. Și anumite persoane de acolo. Pentru că... Ați avut relații de bună colaborare, între ghilimele de rigoare. Nu e vorba de bună colaborare. Practic s-a întâmplat ce spuneați dumneavoastră, că n-au considerat niciun balast. Da? N-au considerat la etc. și a trebuit să folosim mijloacele de care dispunem, legale de care dispunem, să ne să obținem ceea ce doream. Pentru că, credeți-mă, primul, mi-aduc aminte de începutul mandatului meu în 2012, când discutam cu fostul președinte David Țoiu, da, pe DLA, atunci zic, mă, Neanicule, pentru mine este important un singur lucru, să nu votez ceva care să aibă repercusiuni legale în ceea ce mă privește. Adică eu întâi mă caut să mă acopăr din punct de vedere legal în ceea ce privește acțiunea mea de vot. Dacă constat, consider personal sau la recomandarea unui coleg că nu e, știu eu, 100% corespunzătoare unei anumite reglementări, sau aia, nu votez. Votez împotrivă sau mă abțin. Asta este practic, cum să vă zic, mersul lucrurilor acolo. Sunt două aspecte, da? În primul rând trebuie să te protejezi pe tine și în al doilea rând să ajuți comunitatea care te-a votat. Da, cu asta sunt întru totul de acord și vis-a-vis de ce spuneați că sunt acolo majorități, sunt grupuri, un lucru este cert. În Consiliu trebuie să urmărim un singur interes al cetățeanului și al dezvoltării acestui oraș. Asta spun indiferent de culoarea politică. Politică facem în campanie, facem... avem timp și pentru politică, altfel nu putem. Dacă acolo stăm numai în divergențe, în certuri, în contradicții, am văzut ceva mai devreme o emisiune în care un primar spunea că a dus foarte greu un mandat sau viceprimar pentru că opoziția, indiferent ce se propunea, făcea opoziție. Săraci de ei să-i compătimim, da. Nu, nu-i compătimim neapărat, că nu știu dacă au avut sau nu dreptate respectivii. Dar cert este că dacă nu ne canalizăm pe aceste lucruri, nu o să ajungem nicăieri. Când se va finaliza, domnul Berca, doamna Grădinaru, centura asta, drumul de centură al municipiului Târgu Jiu, că tot văd pe domnul Cârciumaru, domnul, în cel mai scurt timp posibil, dacă mă uit la lucrări, cum trenează de atâta timp, eu am impresia că o să termine în 1900 toamna. Nu știu ce măsură au fost finalizate negocierile cu proprietarii și, pentru că știți bine, efectiv, au fost stagnează, acțiuni în instanță. Efectiv stagnează, că nu lucrează. Eu am trecut de mai multe ori pe acele zone și utilajele, da, stagnează, nu lucrează. Păi, acum depinde dacă au fost blocate prin ordine, prin hotărâri judecătorești sau prin diverse mijloace legale, evident, deci că nu probleme, se poate, da, sigur, se poate continua. Dar, repet, știu că acum o lună și ceva se discuta, se aprobase o renegociere a prețurilor terenului și construcțiilor cu anumiți proprietari din zona respectivă. Pentru că știți că a fost și o ordonanță prezidențială de stoparea, da, lucrărilor, pe care a obținut-o un proprietar. Lucrurile astea au fost prost făcute de la început. A fost o hotărâre de guvern de expropiere a acelor terenuri și construcții făcută pe genunchi, cu prețuri aiuristice, puse probabil din, nu știu, din ce nomenclator de prețuri sau după ce listă de
imobiliare din țară sau... Evident, de la început lucrurile au plecat greșit. Cum au plecat multe lucruri în Târgu Jiu în ceea ce privește investițiile mari sau cum au continuat cu erori. Da, ne aducem aminte nu numai de centură, a fost modernizarea centrului pietonal, apa, canalizarea și așa și multe altele. Campusul de la Bârsești, unde am dat banii înapoi. Da, deci sunt multe lucruri care, dintr-un hairupism din ăsta și din dragul de a scoate cuvinte mari pe gură, că asta este caracteristică primarului Cârciumaru de când îl știu, adică tot timpul vine cu declarații din astea de... Gospodărești. De mai mult decât gospodărești, de megaloman până la urmă. Vă aduceți aminte de ne panou? Uităm la promisiunile din cealaltă campanie care era eu m-am uitat că am făcut colecție de programe de ale lui Cârciumaru și ale PSD-ului, am colecția acasă. Și pot să vă... Și se repetă la fiecare. Să vedem absolut, ce s-a finalizat din ele. De exemplu, în ultimele trei mandate sau din 2008, da, 2008-2002, da. Se repetă povestea cu finalizarea apei, aducțiunii de apă și a canalizării în tot orașul. Da, din primul mandat vă reamintesc eu una, în care ne promitea că pe mașinile edilitare așa ale primăriei va fi inscripționat. Să le vedem și noi la treabă unde sunt. Ce să fie inscripționat? Edilitara, Maria Târgu Jiu. Nici măcar un arțipil de la n-au lipit pe ele. Deci e o promisiune din primul mandat. Din 2000. Poate... O să fie valorificate la mandatul în 2020-2024, probabil, o să mai durească le mai un reamintim mandat. Și... Sau poate chiar între cel 2024-2028, e posibil. S-au uitat, au venit alte promisiuni. E posibil, de... având în vedere trecutul faraonic din punct de vedere politic a domnului Cârciumaru. Păi nu vi s-ar părea normal să... vedem până în 2030, primar, 2032 chiar. Pe mașinile instituției. Eu sunt convins că ăsta e ultimul mandat al lui Florin Cârciumaru. Eu personal la asta cred, dar deja... Nu știu. Problema e cred, de altă natură, că un singur om nu putea să facă toate lucrurile astea. Ba da, uitați că a putut. A, nu. Acolo e probabil o echipă mare care s-a susținut în toate... Păi ce coach manager să facă, că nu înțeleg ce ați referit. Dar lucrurile bune... Păi spuneți-mi-le pe ale bune. Centru, da? Stați puțin, pietonat. Da. Da. Brâncuș... lăsat în pace, adică mai bine era lăsat în pace decât să facă și ce au făcut la el. Spuneți-mi-le pe ale bune. S-au chipit cu Brâncuș de vai ce amar, de lumele plângi de milă. Da. Aleea, vă mai amintiți la început, aleea de la Poarta Sărutului. La prima ploaie a devenit griblură. E la fel și acum. Zgură da, sau sunt ce multe, naiba sunt e. Multe lucruri care... Da, da, ia tot banii cetățeanului problema, care... Știți care e problema? Noi le dezbatem pe astea aici. Vă spun, de 5 ani, de 6 ani, tot îmbrăcesc gura și eu cu asta. Problema este că nu știu cum sunt receptate de populații. Discuțiile noastre, criticile, poate soluțiile care le-am avut de oferit la un moment dat. Cert este că Târgu Jiu de rând e teamă de schimbare. Păi nu, haideți că vă spun eu că lucrurile încep să schimbe și nu este inutil, chiar dacă v-ați răci gura toți anii ăștia și poate n-au... Mă rog... Poate acum chiar au ajuns la înțelege sau la a lua decizii. Chiar astăzi am fost contactată de niște cetățeni de pe calea Severin care au luat inițiativa, care am luat-o de altfel și eu pe Victoriei, petiție pentru traficul greu de pe aceste străzi. Spre exemplu, în Victoriei, deși avem rocada, eu am așteptat acea rocada, cu să aștept și centura cealaltă ca să scap de traficul greu. E normal. Nu. Deci asta nu o să o mai aștept. Se strâng semnături și pe Victoriei pentru interziția traficului greu pe porțiunea de case. Sunt 600-500 de metri de case vechi pe care nicio mașină de tonaj greu n-are nicio treabă. Dar de unde înainte la intersecția cu Lazări era măcar o limitare de 3,5 tone care nu o respecta nimeni. Am și sesizat atunci, dacă e nevoie de bani de amenzi,
poate să vină cineva acolo. N-a venit nimeni la apelul meu. După ce s-a făcut acel giratoriu, care e bine îngrijit, de ce să nu zic că e bine îngrijit, a dispărut orice limitare de tonaj. Dinspre centru către Rovinari, n-a existat niciodată o limitare de tonaj în Victoriei. Mi s-a spus că e în laterală, dinspre Mol. Oricum, traficul greu este pe acea porțiune, unde nu are niciun obiect al muncii. Mai mult decât atât, mutându-se stația de asfalt între case, nu știu cum, toate mașinile și mai ales în anii electorali, că se știe când se lucrează la drumul, știți ce liniște o să fie la anul, o să am liniște la anul. Dar anul ăsta toate brabele, dă seamă cu mine, toate tractoarele cu bitum trec pe acolo. Hai să luăm un telefon și revenim. Alo, bună seara! Bună seara! Dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Bună seara! Mă bucur că am putut să intru cu dumneavoastră în direct. Aveți niște emisiuni de suflet și de actualitate pentru viața cetățeanului. Ne chinuim și noi cum putem, vă rog. Vă felicit pentru întrebările pe care le puneți și le gândiți când le puneți. Vroiam, referitor la ce a spus doamna, că acest domn Cărciumaru are o echipă mare. Aș vrea să întreb vis-a-vis pe domnul Berca. A avut o echipă și mai mare. Și când am pierdut ultimul tren la alegerile astea, consider că le-am pierdut și datorită dânsului, care au făcut compromisuri cu domnul Barbu. La ce vă referiți când spuneți că domnul Berca a făcut compromisuri cu domnul Barbu? Hai ca să vă spun adevărul, pentru desemnarea candidatului. Au făcut niște jocuri în care nimeni n-a înțeles nimic ca să... Dar ce vine are domnul Berca în toată treaba asta? Fiind președinte de organizație la nivelul municipiului Târgu Jiu, putea ca să zică nu, stop. Noi nu trebuie să mergem în continuare. E ultimul tren și dacă noi îl pierdem și acum, are dreptate domnul Berca că o să ajungem și în 2030 și nu știu cât să-l avem tot pe domnul Căciubar. Eu am spus asta, nu domnul Berca. Eu am spus asta că s-ar putea să ne trezim având în vedere trecutul faraonic al, din punct de vedere politic al domnului Cărciumaru. Poate n-am înțeles-o bine. Oricum, eu l-aș ruga pe domnul Berca că dânsul încă mai are putere în organizațiile pe care sunt și care le avem. Haideți să ne mobilizăm, fraților. Hai să facem ceva. Hai să încercăm să creăm, să nu ne mai aburească că vin investitorii și fac locuri de muncă, că fac nu știu ce, că fac, pun flori pe toți stâlpii. Hai, doamne, să facem o echipă care să-i chemăm și pe ei. Băi, arată ce ai făcut aici, uite, eu vreau să fac asta. Haideți să ne mobilizăm, domnilor, haideți să facem ceva pentru municipiul ăsta și pentru oameni, oameni care suferă, oameni n-au bani pentru pâine și pentru un ceai. Ar munci, n-au unde. Pentru asta trebuie dezmorțită și societatea civilă, să știți. E ultimul cuvânt de spus. Este foarte adevărat. Și eu asta am spus și îndemn. Am pornit două inițiative cetățenești, una pe calea Severin, unde mi-au solicitat cetățenii că au probleme cu traficul și una în Victoriei. Acum, mai mult de atât nu putem, o să le ducem în comisie și vedem ce putem rezolva. Dar sprijinul cetățeanului este esențial. Doamne, susținerea. Este foarte adevărat și vă apreciez să pentru să se unească, și să scape de frică. Apăreți în fața oamenilor și spuneți ceva. Sunteți oamenii care veniți cu sufletul și spuneți și încercați să explicați cetățeanului. Cetățeanul nu vrea să înțeleagă lucrul ăsta, decât pe el îi interesează. Îmi dai să muncesc. Vă contrazic un pic. Știți care este problema? Oamenii sunt foarte revoltați. Domne, să nu mai auzim, ne-am săturat, nu mai vrem să vedem situația asta, schimbăm totul. În alea 5 minute care trebuie să iasă în ziua votului, că 5 minute durează până ieși. Atunci nu este exact când e momentul crucial. Nu se prezintă la vot sau vin și votează... În general nu se prezintă la vot, aici e problema. Degeaba urli 4 ani de zile de nu mai știi de tine și te vaiți peste tot, dacă 5 minute nu ieși odată la 4 ani. Vorbim doar de 5 minute, nu mai mult. Este foarte adevărat. Aici e problema. Și dumneavoastră dreptate. Îmi cer scuze dacă domnul Berca, nu vreau să supere pe mine, dar sincer, cred că a avut o mică parte din vină în momentul în care s-a produs
și nu am reușit să facem ce trebuia să facem. Ce ne propunem să facem. Și dacă să îmi dați voie, o să, haideți să ascultați pot pe explica Berca, două da. Cuvinte. Spune, știți foarte Berca, bine că a fost un sondaj în care 5 persoane din forurile de cont, ce spun așa, ale Partidului Național Liberal, au fost așa? Incluse. Da. Ei, acel sondaj în care am, din care am făcut parte și eu și Marcel Romanescu, Banța, Nicolina Mociu, știți. Vă pot spune cu mâna pe inimă, pentru că l-am consultat, a indicat strict statistic că niciunul dintre noi 5 nu puteam să-l batem pe Florin Cârciumaru. Și vă spun foarte sincer lucrul ăsta. Orice am fi făcut, era un interval destul de scurt de timp, câteva luni, 4-5 luni. Deci, teoretic vorbind, din punctul de vedere al celui care a făcut sondajul, era nevoie de o nouă abordare, o nouă strategie de campanie care privea strict un anumit profil de candidat. Ce pot să vă spun? Din punctul meu de vedere, că, deci eu cred că strategia n-a fost bună, a fost bună, dar n-a fost bun omul. Pentru că strict, dacă mă refer la candidat, la da. Octavian Lupulescu, au existat într-adevăr niște intenții de demararea unei campanii cu adevărat vizibile, așa, numai că poate că au și colegii dreptate din birou, din birou județean, când au apărut orgolile. Da, vă pot spune foarte sincer lucrurile astea. Au apărut niște orgolii prostești la acel moment și totul s-a dus de râpă. Da, deci eu unul, să știți că nu mi-asum niciun fel de vină, pentru că tot timpul am fost acolo. Eu tot timpul am fost în campanie. Sau, în sfârșit, au fost câteva lucruri, câteva zile în care n-am reușit. Dar această strategie presupunea o altă abordare, un alt tip de comportament al candidatului și echipei. Cred că e prima dată când spun lucrurile astea și trebuia spuse poate mai de mult. Domnul Berca, vă mulțumesc pentru ce spuneți. Da. Într-adevăr, dumneavoastră aveți perfectă dreptate în ceea ce spuneți. În schimb, vreau să vă spun că sondajul de opinie care a fost nu vi l-a, cred eu că nu vi l-a spus cineva exact. Ba da, vă contrazic, l-am pe mail, să știți. L-avem toți, adică nu toți, că Rotaru și Nicolina s-au retras, dar eu, Romanescu și Banța, îl avem. Domnul Romanescu, da. Eu cred că era primarul municipiului Târgu Jiu astăzi, dacă mergea să fie propus din partea organizației. Auziți, deci credeți-mă, da. Cifrele alea statistice au fost extrem de relevante. Nici unul, vă spun, da? Și n-are rost să mai insist, nici unul da, din da, noi da, cinci, da, da, da. În contextul actual, pe o strategie, de campanie clasică, să spun așa, de mers din om în om, povestit, dar nu-l bătea pe Cârciumaru. Asta a fost în sondaj. Da. În schimb, partidul într-adevăr avea o evoluție pozitivă, avea un scor politic superior celui care l-am scos și aici aveți dreptate noastră că noi am pierdut câteva posturi de consilier pe această strategie eșuată. Dar asta este. Vedeți dumneavoastră, noi n-am dorit să câștigăm, credeți-mă. Da, eu sunt convins. Eu sunt convins și susținerea era mult mai mare pentru domnul Romanescu din partea târgujienilor. Vă spun asta pentru că și eu aș fi fost o persoană care mă implicam, pentru că era un tânăr, era cu o experiență politică care venea din urmă și putea să susțină. Vocea străzii, iertați-mă, domnul Berca, știți ce spune acum? Că în sondajul care s-a organizat, domnul Rotaru ar fi obținut scorul maxim și că nu ar fi convenit celor din fruntea... Domnul meu, Marian Rotaru a avut ca și mine, ca și Niculina și ca Banța. Da, deci aceeași notorietate, sau puțin mai mare cu 1-2%, și aceeași... Acum, credeți-mă, ce alt instrument să folosești, că nu ai altceva ce să folosești, da, 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 în momentul în care te arunci în lupta asta politică. Cu ce să...
ne fi apucat, cum să ne fi sondat? Iar Marcel Romanescu, într-adevăr, avea cel mai mare scor dintre noi, dar, repet, și vă rog să mă credeți pe cuvânt, că nu mint. N-am, eu știu că nu îl bătea pe Cârciumaru. Și atunci ăia de la București au spus foarte clar, bă, vă trebuie ceva. Și au găsit de la București inima târgului. Nu, n-au găsit-o, au găsit-o cei doi, Vulceanu, Dan Vulceanu și cu Tudor Barbu. Da, a fost soluția. Aici e greșeala, apariția lui Tudor Barbu, soluția de compromis. Să știți, la Gorj a fost o problemă. Dar asta nu a depins de dumneavoastră, nu a depins de noi cetățenii, a fost cineva care l-a băgat și n-a gândit de la centru. Domnul Barbu nu avea ce căuta la Târgu Jiu. Dar, în fine, vă doresc succes în activitate, vă rog să ne apărați interesele locuitorilor Târgu Jiului și, dacă puteți, și la județul Gorj și încercați, domnule Berca, aveți experiență în spate și politică și parte socială și să dea Dumnezeu, scuzați-mă, să dea Dumnezeu să fie... Dacă puteți, luați-i de guler și întrebați-i, mă, ce facem anul ăsta? Și după aia, dacă ei promit că facem asta, întrebați la anul. Când ei ia, auziți, stimate telespectator, când o să ia de guler domnul Berca, mă, ce faceți anul ăsta? Eu să răspund, bă, noi mai facem niște bani, voi stați și voi uitați la noi. Haideți să luăm publicitate, nu mai permite timpul. Publicitate și revenim. Vă doresc emisiune plăcută. Mulțumim. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții, ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu leduri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior, calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. În luna august la Husqvarna ai mega reduceri la o gamă variată de produse. Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna, vă prezintă campania lunii august 2016. Reduceri între 200 și 300 de lei la motounelte, motoferăstraie, refulator și motounealtă GuardView Husqvarna. Reducere 1000 de lei la tractorul de tuns gazon TC242, de la 16.590 de lei la 15.590 de lei, TVA inclus. Alege siguranța unui servis autorizat. Pregătește din timp utilajele pentru toamnă. Ai 20% reducere la piese de schimb și manoperă pentru reparații și inspecția periodică de servis. Promoția este valabilă în perioada 1 august 30 septembrie 2016 și se aplică operațiunilor efectuate în unitățile de servis autorizate Husqvarna. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Telefon 0253-210-736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Sureș.
Curăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care e treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai, acum e cool să colectezi separat. SCPT&DS Impec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&DS Impec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&DS Impec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253 211 321. Am revenit, stimați telespectatori, la dezbaterea noastră împreună cu consilierii locali din municipiul Târgu Jiu, doamna Daniela Grădinaru din partea Mișcării Populare și domnul Eduard Berca din partea Partidului Național Liberal. Și discutăm și în perioada pauzei publicitare, că dumneavoastră urmăreați materiale publicitare aici la Tele3, despre modul în care se concesionează terenul în Târgu Jiu și încercarea asta disperată a autorităților locale și benefică totodată, să sperăm că va fi, de a aduce investitori și de a crea noi locuri de muncă. Domnul Berca, sunteți mai în temă, cunoașteți mai bine, se vor face locuri acelea de muncă promise, că am văzut, s-au dat unele kicks-uri, în continuare se promit din nou noi locuri de muncă, se vor face investițiile astea pentru Târgu Jiu sau nu? Care este bun, acum avem două aspecte sau două zone practic de interes pentru investitori. Este asta care e în curs și din câte știu, faptul că a existat un investitor care a investit o sumă considerabilă de bani ne dă speranțe că lucrurile o să evolueze pozitiv acolo. E vorba de fostul combinat al lemnului. Da? Și oamenii, vă dați seama, nu vin să arunce banii pe terenul construcției ce sunt acolo, decât în perspectiva unei afaceri, dezvoltării unei afaceri pe termen lung. În măsura în care lucrurile vor evolua pozitiv, lucrurile vor evolua corect acolo, eu cred că gestionată corect problema pe considerentul suportului total al primăriei pentru investitori, așa cum s-a întâmplat în ședința trecută, putem cu adevărat să oferim sprijin, suport acestor oameni, da? Care își riscă banii proprii într-o afacere, într-o zonă cu multe necunoscute. Defavorizată, că se spune așa. No, dar sunt investiții care, și vă spun și de ce, pentru că, uite, de exemplu, masele plastice, da? Încep să migreze înapoi spre Europa, din Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu, ca urmare a problemelor care sunt. În momentul de față știu că este o investiție în derulare pe mase plastice, va fi asta pe cablaje, să dea Dumnezeu să fie interesați oameni și pentru terenul de care vorbeam în pauză, pentru suprafața aia mare de teren pe care o oferă primăria în condiții de suport real. Da, cu taxe mici, cu redevență mică și cu perioada de grație și perioada mare de... Deci astea sunt lucrurile pe care în sfârșit, și aici aș vrea să fac o paranteză, mi-aduc aminte în 2012, printre primele proiecte de hotărâri pe care promovase Florin Crăciumaru, era și una legată de CET, de zona CET, în care mai existau câteva construcții din astea megalomane de gen estacade alea și pe care vrea să le vândă la
niște prețuri evaluate de un evaluator în condițiile în care ele nu produceau decât fier beton ce era acolo sau, eu știu, de recuperat. Deci nu aveau valoare de întrebuințare. Poate erau active toxice pentru bugetul primăriei și vreau să scape de ele. Nu știu ce erau. Da, dar le-am spus, măi băți, ăstea, am discutat la momentul respectiv cu direcția economică, ăstea sunt active, sigur, amortizate. Păi și celelalte care erau valoroase, motoare... Alea s-au dus de fost o... Cartofi erbinte acolo. Nu, și aici e de cât de discutat. A fost o licitație în ceea ce privesc ultima de care am eu cunoștință, câștigată de o firmă de la Craiova, care nu și-a dus la capăt, dar, în schimb, acum, de curând, că a fost un motiv de rectificare bugetară, au fost câștigate în instanță sumele respective și asta au intrat bani. Bun, aici nu știu dacă e de condamnat cineva, pentru că un terț nu și-a făcut treaba. Dar modelul ăsta de suport, de susținere a administrației pe care în sfârșit l-au adoptat și la presiunea noastră, și la presiunea străzii, probabil și la presiunea dumneavoastră, mass media și autoritățile din Târgu Jiu, este un punct de început. Vom avea nevoie în continuare de suportul județului, da? Pentru că infrastructura de legătură între municipiu și eu știu culoare, coridoarele astea de afluire spre Europa nu sunt din cele mai sănătoase. Pe coridoarele paneuropene decât și eu ne ocolesc până. Da, acord cu dumneavoastră, dar măcar o șosea în care să nu stai la 7000 de stopuri sau să nu mă refer la defileu, ar fi trebuit făcută de mult timp. Acum rămâne de văzut. Da? Deci, eu nu, ca să închei cu treaba asta, în momentul de față mi-am schimbat puțin optica vis-a-vis de investitori. Bine, am schimbat-o de mult, dar acum cred că se manifestă cu pregnanță nevoia de a sprijini capitalul autohton. Da? Nevoia de a sprijini capitalul autohton în orice întreprinde el, da? În orice întreprinde, cu orice mijloace și cu, practic, tot ceea ce poate pune la dispoziție autoritatea locală. Păi rămâne de văzut ce... autohton, vă referiți la forță de muncă sau la companii? Autohton. Pentru că companiile nu sunt românești, din câte știu, doar forța... Autohton Gorjan, Târgu Jiu. Bun, dar revenind la ce se va face, sper, la rostramul. Așa. Să ținem cont și de faptul că deja, din câte știu eu, vreo 40 de persoane de la Artego și-au înaintat cereri de angajare acolo. Adică să nu facem o mutare a forței de muncă, da, fără să câștigăm, păi, niciun loc de muncă. Nu trebuie să aducă 40 de oameni în locul celor care pleacă? Se pare că nu. Nu știu. Se pare că nu. E cu un semn de întrebare viitorul la Artego. Nu discutăm lucrurile astea. E fără semn de întrebare ce se întâmplă la fabrica de confecții. Piața muncii este liberă. Dar nu trebuie să fie liberă numai spre șomaj. Piața muncii este liberă. Ascultați-mă. Investitorii vin. Investitorii. Da, în situația în care... Ați spus de autohtoni. Autohtonii... Sunteți în mediul privat ca și mine. Cunosc. Care e problema în mediul privat? Din punctul meu de vedere... Lipsa de suport. Din punctul meu de vedere, taxele foarte mari pe impozite și pe forța de muncă. Împreună am depus proiect de hotărâre de reducere. Și vom continua taxele pentru... pe forța de muncă nu e apanajul primării. Da, impozitarea forței de muncă taxele, nu este... Nu taxele, dar noi trebuie să tragem mereu un semnal de alarmă, pentru că angajatul de multe ori nu știe de ce pleacă acasă cu jumate din salariu. Dinaru, un proiect de hotărâre de reducere a taxelor pentru persoane juridice. Acum discutam și de asta și de forța de muncă. Asta este exact ceea ce își dorește un investitor. Stați un pic, de asta, la autoritatea asta locală, a venit acum cu noul cod fiscal... conceput de PSD și de domnul Ponta, dacă mi-amintesc foarte bine, și a acceptat și de nou guvern, da? Puteau să modifice. Să intrase în vigoare. Intrase în vigoare, dar văd că se tot modifică. Cam la săptămână 3-4 articole se schimbă acolo. Da? Eu nu cred că... Nu, evoluție, s-a știut foarte clar că nu sunt bani la bugetul de stat și acești bani
pentru măriri de tot felul finanț electoral. Stai puțin, discutăm de bugete locale acum. Taxele și impozitele locale sunt ale noastre. Eu vreau să... Nu discutăm să... de bugetul centralizat. Da, am discutat de ce suferă antreprenoriatul autohton. Doamna, și am spus impozite și taxe pe clădiri, pe tot ce se poate impozita și pe partea cealaltă pe forța de muncă, foarte scumpă. Am reținut lucrul ăsta. Am convenit că este momentul să reducem aceste taxe. Am depus un proiect de hotărâre. Da. Bun. Asta se referindu-se, dar nu mă împiedică să trag un semnal de alarmă și vis-a-vis de taxele celelalte de pe forța de muncă, că angajatul pleacă acasă cu jumate din ce scrie pe statul de plată. Uite, Și bineînțeles că voi susține alături de noastră în continuare reducerea taxelor foarte și impozitelor okay, locale. Dar discutam din locale. Perspectiva investitorului. Deși asta erați anul trecut în noiembrie când s-a acceptat cota maximă, eu nu eram. Bun, eram atunci în noiembrie, dar erau trei proiecte. Erau prea puțin ca să vă impuneți sigur, punctul de vedere. Dacă consultați procesul de ședință, veți vedea că n-am opus. Da, de asta am zis, erați prea puțin ca să n-am opus la bugetul pentru municipiul pe anul 2016 în forma în care a... Dar e cota maximă. Și la taxe și impozite. Acum, eu vorbeam din perspectiva investitorului. Da? Acceptând că se pot face concesii de natură fiscală, locală, da? se poate acorda suport investitorilor, aș face de exemplu ce a făcut Gigelgeanu la Motru. Da? Primul lucru care l-a făcut Gigelgeanu a adunat toți antreprenorii din Motru la o discuție liberă. Da, și din oamenii, câte știu, după acea discuție oamenii, a ajuns la un moment de disperare. Că nu credea că e așa oamenii, un dezastru acolo. Nu îi se datorează, nu zic asta. Stați, dar a rămas și... discutăm de un primar, de ce moștenirea găsit. De un primar care e în funcție de mult timp și știe. Deci dacă cineva în primăria aia știe toate dedesubturile și toate lucrurile care s-au dat și bune și rele din primărie, e primarul Crăciumaru, că el e din 2000 acolo. Da, e secretarul. Domnul Crăciumaru la Târgu Jiu. La Târgu Jiu. Ah, dar mă refer la Târgu Jiu. Spuneam că acest, deci la Motru, Gigelgeanu e unul zis, care a schimbat un primar. Aici nu e. Da, acum așa. Dumneavoastră ziceți că vă bucurați de faptul că s-au dezmorțit vis-a-vis de investitori. Dar nu vi se pare să fie atât de târziu, după 16 ani, când putem să ne uităm la restul țării și doamna vorbesc Grădinaru. De partea de vest... Cât de greu a trebuie fost, să-ți fie pentru să... Pentru mine a fost un moment de depresie totală când mi-am dat demisia din Consiliu. Înțelegeți? Deci mie mi se par deci 16 ani ca să... A fost un moment în care... Spuneți mai bine 26. Sau 26. 26, deci da. Eu nu cred că abia acum au înțeles lucrurile. Sau dacă abia acum le-au înțeles, trebuia să stea bun. De mult acasă. Pentru cine? Că... Dacă... Păi nu i-au lăsat alegătorii, doamna Grădinaru. Păi, dar trebuie să le spunem și alegătorii. Nu i-a lăsat alegătorii, i-a dus înapoi, doamna Grădinaru. Chiar degeaba, dacă au feliat industria pe bucăți, degeaba am venit, pe salamul săsesc. Exact, am propus de... Da, uite, model. Am avut subiect de campanie acum, Rostram, noi, Partidul Național Liberal, dar am avut o altă formă. În sensul în care primăria, da, putea să achiziționeze terenul respectiv sau o parte din el, să-l pună la dispoziția investitorilor într-o formă de parc industrial. Mi se părea și ni se pare în continuare mai și mai este da. Cea mai bună alternativă. Da? Uite, veni până la urmă cineva și l-au. Poate că a auzit de chestia asta. Nu vă spun câți, și știu din surse interne, câți oameni au trecut pe la lichidatorul ăsta pe acolo să se intereseze. Pe mine m-au sunat din Anglia oameni pe care, cărora le-am dat. Și ce s-a întâmplat? Ce de s-a întâmplat? Până acum nu s-a materializat. Pentru că nimic. Opacitatea și lipsa de reacție, repet, eu am fost în primărie cu niște doi izraelieni. Om de 80 de milioane nu, de euro. Mi-a tremurat picioarele. Din opoziție găsiți întins. Mereu investitori. Cei de la păi conducere pentru că de socialiști, asta este. Și asta nu înțelege electoratul românesc. Nu se uită că nu văd ce trebuie să-i mai faci. Credeți. Aradu, Bihorul, deci, Alba Iulia, Clujul, Brașov, Timișoara, Brașov, unde există guvernare liberală sau de măcar dreapta. Alternanța a fost. Sau a fost alternanță, da. Lucrurile au evoluat bine. Unde a existat roșu și stânga. Și stânga, lucrurile au mers prost și mai prost.
Dar trebuie să asta, spunem... asta e să... Asta e punctul nevralgic, într-adevăr. Punctul nevralgic și, cum să spun, tara noastră asta, nu știu, cu tumă, nu știu ce poți să... Ce să-i mai spui ai la... Păi nu, că, explic... Vedeți dumneavoastră, telespectatorul care a intervenit avea perfectă dreptate. Bă, de ce ați ratat ocazia? Deci, aici aș avea și o întrebare, dar... De ce am ratat ocazia? Dar că vă spun... Ați zis așa, că nu erați din cei cinci niciunul corespunzător cu profilul care îl învingea pe acest domn primar. Doamna, da? Dați-mi voie, uite, cum, vedeți... Care a fost profilul de care ca s-a suprapus peste domnul Luculescu? Ca să confirmați și telespectatul, profilul a fost... Așa ați zis, bun, că a fost un profil care s-a deci, creat și nu corespundea... A fost o recomandare a unui profil din partea celor care au realizat sondajul. Și au spus așa, bă, băți, oamenii, ca să se, da, pe trendul ăsta justițiar de la colectiv încoace, deci trebuie să le dați o persoană care a fost, a apărat patria, care are un profil militaros, care are o aliură de justițiar, pe care l-aveam în bătătură și care schimba Octavianu Pulescu. Da, dar nu omul e vinovat. Cei care vinovat au făcut acel profil, nu? Nu, ba da. Care s-a suprapus cine peste acea, nu, persoană. Doamna, noi suntem vinovați. Noi suntem vinovați, cei care, cum să spun, n-am pus pe... Eu nu mă consider vinovat în alegere. Mă consider, am partea mea de vină, cum are și Marcel Umanescu, cum are și Dan Vulceanu, mai mult decât noi, Dan Vulceanu și Tudor Barbu, așa, în ceea ce privește derularea campaniei. Mesajul, modul cum am transmis mesajul către electorat. Dacă intenția noastră bună, dar credeți-mă, în momentul în care a fost desemnat ăsta Octavianu Pulescu, chiar m-am bucurat și m-am dus și i-am spus, l-am pupat și i-am spus, bă, ai ocazia să faci istorie. Domnul Berca, hai să simplificăm un pic lucrurile vis-a-vis de existența acestui sondaj. Din punctul meu de vedere a fost un truc dialectic extraordinar de bine ticluit de niște șmecheri care gândesc foarte bine. L-au introdus oamenilor o falsă dilemă pentru a le bate atenția de la problemele reale și le-a ieșit perfect clar. Oricare dintre cei prezenți în acel sondaj scotea un scor mai mare din punctul meu de vedere. Da, domnule, dar nu-l băteam. Păi nu-l băteați, dar scoteați un scor mai păi mare. Păi și atunci ce păi să faci? Că uite, păi hai să vă dau un exemplu. A fost trucul dialectic care vi l-a aruncat. Domnule, te sărbateți pe Cârciumarul. Era clar că șansele care sărbateți pe Cârciumarul erau minime, dar scorul domnul, puteați obține mult mai mare. Domnul Filip, ascultați, orice om politic sănătos la cap, când se bagă, credeți-mă, sănătos la cap și mi-asum lucrul ăsta. Păi și acum, așa. Când se bagă într-o bătălie politică, se bagă doar la câștig, și nu la cacealma. Și vă dați seama cât de sănătoși au fost. Nu la cacealma, nu la blat. Că dacă ceva s-a întâmplat în Partidul Național Liberal de 5 ani, de 4-5 ani încoace, este că ne-am creat o imagine de partid care nu face blaturi. Cât de sănătoși pe registrul celor spusele dumneavoastră, cât de sănătoși a fost cei la cap care l-au desemnat pe Berca? Pe Berca, doamne, scuzați-mă, pe Lupulescu. Foarte sănătoși. Aoleu, păi dar vă contraziceți. Foarte, adică? Păi dar înainte a spus că mergem la câștig, cum dracu s-a ieșit, mergi la câștig? Când păi asta a spus-o, bă, puteți să câștigați, deci cu ăștia cinci nu câștigați, uite, scrie aici, negru pal, bă, ăsta are atât, ăla, atât, ăla, atât. Dar sondajul al Bucureștiului sau... Nu, dumneavoastră, al nostru, l-am pe telefon, dacă vreți, vi-l arăt după aia, că n-am eu... Nu, vreau să-mi arătați, nu. Înțelegeți? Eu n-am dubii în privința existenței sondajului. Se există o practică extraordinar de dubioasă de anumite sondaje și poate să fie un candidat redutabil, poate să fie Berca acel candidat, putea să fie Romanescu, putea să fie Niculae Mociui. Stăm așa că îl jucăm din sondaje, îi arătăm că e slab și că nu percutează pe cerințele electoratului și îl băgăm pe al nostru pe care dorim noi. Dar, e o practică uzuală la nivelul foarte multor primării deci de municipii din România. Eu am originalul, acum... Dumneavoastră vreți să speculați că s-au modificat cifrele? Stați puțin, domnul Berca, știți cine află rezultatele originale ale unui sondaj? Doar cel care îl comandă atât. Corect. Atât. Corect. Și nu l-ați comandat dumneavoastră. Nu l-am comandat eu, dar este exact un forward la mesajul original primit de Dan Vulceanu. De acord cu dumneavoastră, restul sunt detalii. De la, vă spun, e pe mail. Mai departe că acea este... nu cunoaște decât cine... Dar credeți-mă. Creatul. Da, deci din punctul ăsta de vedere, repet, greșeala a fost în derularea campaniei, transmiterea mesajului, comportamentul nostru, mobilitatea și așa mai departe, nu în delegare, în selecție. Da, și eu o să susțin același lucru, dacă mi se va propune, da, cu toate că durerea mare a mea este următoarea, da, sunt consilierul care a avut cele mai multe din toți anii ăștia de opoziție, cele mai multe întâmpinări, cele mai multe acțiuni și câteva rezultate, da? Și totuși, în ochii târgujienilor,
În decembrie 2015, eu eram undeva la 90%. De ce? Că le-am adus, le-am făcut tot ce a depins de un consilier local să sesizeze acțiunea de fapt din Polata. Ca ce mai vor oamenii ăștia de la mediul politic? Asta nu înțeleg. Dar cine ce vor de la mediul politic? Să le dea în gură? Încă să le pună la masă? Ce vor? Că așa le, asta o face Cârciumaru. Domnul Berca, asta vreau să spun. Asta sunt niște sesizări plauzibile și aflate în realitate. Dar în momentul în care apărea domnul Cârciumaru cu figura lui de întâi gospodar, e băieții aia răi de la PNL, e niște băieți răi, dă cu pietre după mine, dar eu sunt nevinovat. Gata, asta prinde imagine. Păi, el știe cum să transmită mesajul. Atunci, credeți-mă, ceea ce a fost asta mai devreme... Prin apelul, este un apel, eu îl văd acum doar ca un apel disperat. Da, chiar așa a fost. Da, ancorat în realitate. Foarte frumos a vorbit cetățeanul și foarte realitate, la obiect. Da, pe care, cum să spun, cum spunea, cum spunea și dumneavoastră la un moment dat, pe care îl văd creând acea societate civilă de care avem nevoie ca de aer. Pentru că da, poate că aveți dreptate, noi politicienii din opoziție nu mai suntem credibili în contrapondere, da, cu această atitudine de, cum să vă zic, atitudine de masă, vă confruntați de... cu un sistem întreg. Bun, exact. Și ce sistemul în momentul de față? Haideți să luăm exemple din istorie, da, să luăm și din Europa. Da, hai să ne gândim la sistemul politic din Italia. Da? De după război, știți bine cum a evoluat Italia după război. Pe lângă asocierile aia, au existat grupuri de interese de tip mafiot care s-au dezvoltat până prin anii 80, da? Când un organism tot de genul DNA-ului nostru a intrat cu pistoale, cu topoare, cu furci, cu alea, știi? Nu ca la noi, că aici de bine de rău stăm bine. Dar lucrurile astea așa au evoluat în Germania, da? În Germania, în primii ani, până n-au venit americanii cu planul Marshall, au fost tot aceste grupări de tip mafiot. Dumneavoastră dați exemple de un occidentalism bine implementat care s-a... Nu există, domnule, după război nu mai era nimic. Dar noi nu suntem în stare să ne uităm la... E ca și la noi după revoluție. Păi eu sunt de acord cu dumneavoastră. Astea sunt pentru mine ca român, astea sunt motive de bucurie. Că de bine de rău, nu sunt motive de bucurie că străitor în Târgu Jiu. Dar pentru mine ca român, ce se întâmplă la Cluj, ce se întâmplă la Timișoara, ce se întâmplă în Arad, în Bihor, în Alba, este un motiv de bucurie că România asta mai are resurse. Că dacă toată ar fi ca Târgu Jiu, Gorjul, Teleormanul, Vaslui, nu știu ce, așa, Călărași sau altă, nu mai trebuie să ne numim țara europeană. Dar haideți să vedem așa. Cei de acolo, din vestul țării, Ardealul, caută forță de muncă. Caută. Oltenii și moldovenii resping aceste lucruri. Auziți, haideți să vă spun. Cel puțin asta scrie presa, văd la televizor că li s-au făcut transportați în situația asta, Nu, dar nu eu știu ce vreți să spuneți. Nu știți, că nu aveți așa premoniții avansate. Deci, nu credeți că ar trebui odată. Bineînțeles că nu o să facă PSD-ul lucrul ăsta pentru că ei au creat exact opusul de s-a ajuns aici. Omul a fost învățat cu nemunca și răsplătit cu niște ajutoare, cu mici concesii. Exact. Da. Creindu-se impresia că mai mult nu se poate și că el singur nu poate să se descurce. Uite, haideți să vă dau un exemplu. Credeți că s-ar schimba ceva? Ca de la, o să spun ceva care cel puțin politic, dar necandidând la nimic, nu cred că deranjează. Credeți că de la 76.000 de ajutoare UE date acum în Gorj la 100 date în județul Arad, atâția asistat social sunt în județul Arad și un excedent bugetar de 32 de milioane de euro. Da. Exact. Credeți pe tema asta vă pot eu da un exemplu. Aș oferi acestor oameni două locuri de muncă și dacă ar fi refuzate cele două locuri, deci de două ori cât un loc de muncă refuzat. Da, nu le-ai mai de nimic. Eu nu cred că asta este reală, adevărata asistență socială, adevărata grijă a omului. Este o formă de cumpărare a omului și a votului până la urmă. Creează o iluzie de handicap și că nu se poate descurca și în felul ăsta l-ai supus.
Da, lucrează despre asta vorbeam, dar lucrul ăsta nu s-ar putea schimba. Păi dacă oamenii nu păi numai administrația o poate face. Păi, asta am spus, da, că deci nu-i cer PSD-ului să facă asta, pentru că ei au creat asta, au dezvoltat. Asta e sistemul creadei, da. Deci omul s-a creat, s-a învățat. Eu vreau să dați-mi voie că se termine misiunea. Un minut vreau să-i întâmplu. Da, vă rog, pe scurt, că suntem aproape de final. Așa, deci sâmbătă am avut o discuție cu un om de afaceri dintr-o comună din Gorj, dar care are nevoie de 200 de oameni să muncească într-o zonă. Da? Și mi-a spus așa, mă, nu găsesc din localitate și din aia, de ce? Pentru că în comuna respectivă sunt, cum spuneați dumneavoastră, 426 deci asta este o mare de asistat problemă. Social, care, una peste alta, ajutor, alocație, câștigă complementară mai mult, și aia, ajung la banii care omul ăsta îi dă să muncească. Și nu fac nimic. E, ăsta este sistemul, da, pe care Partidul Social Democrat l-a creat de-a lungul acestor ani de la revoluție. Și nu numai la nivelul asistaților sociali. Ăsta a prins foarte bine exact. Zona Olteniei. A prins foarte bine pentru că nu a existat alternanță. Da. Nu a existat alternanță. Cuvânt de încheiere, domnul Berca, doamna Grădinaru, pe scurt. Pe scurt, eu îmi doresc, foarte scurt. Îmi doresc din suflet ca gorjenii să se trezească în ultimul ceas, să prețuiască munca așa cum au făcut-o cel puțin cei din generația mea și educația. Deci meseria e brățară de aur, dacă nu o găsiți și trezofuri. Mulțumesc pentru participarea din această seară, consilierul municipal, doamna Daniela Grădinaru, domnul Eduard Berca. Mulțumesc dumneavoastră că sunteți care fiecare dată alături de noi. Rămâneți lângă Tele 3, singura televiziune liberă și independentă. Să ne luăm la filiu și vă doresc o seară cât mai plăcută. La revedere, să ne vedem cu bine.